Mamă, câte chestii! Ce ai făcut? Ai spart o magazină înghețată? De mâine suntem oficiali liceni cu drepturi depline. Suntem bărbați. Trebuie să marcăm momentul. Să facem o înghețată cât toate înghețatele. Mai știi că într-a 5 ai băgat 176 din astea în gură? Da, bine, au fost 186. Mă lași, eu am băgat 172, iar 276. N-ai băgat nici măcar 150. Da, ia mea, ia mea, ia mea, ia mea. Nu uita să le numeri. Numără tu în locul meu. Da? Da. Hei, Ethan, ai auzit asta? Pot să vă mai bun. Adolescenții sunt bătuți în cap. Ce faci tu aici? Tu ce crezi că fac? Încalci proprietatea. De ce nu ții păpușica și carte? O să te spun fratelui meu mai mare. Serios? Ce frică mi-e! Îl știu pe frate, tu o fi mai mare, dar nu-i mai tare. Prinde! Mai devreme. Cum ați petrecut? Ești bine, draga mea? Pentru tine? Clasic. Încet, frate. Știi, chestia asta mi-ar putea distruge toată reputația. Și nu e pentru mine, e pentru Jane. De altă parte, oricare din aceste super tari fetițe ar putea să vină pe la tine diseară. Bună, frumoasă. Frate, ce? Tot ce știu e că o cheamă Erica și că e din școala asta. Cu puțin noroc, poate răzgândesc pe ei până diseară. Oh, stați, domnule director. Lăsați-mă să vă ajut. Oh, mulțumesc, Jesse. E mai bine așa. Orice pentru conducătorul nostru. Îmi dați voi? Ah, cafea franțuzească? Cafea franțuzească. Bună alegere. Bună alegere. Băieții de la cursul de actorie se cred mereu pe scenă. Benny, asta e. Toată viața noastră de azi înainte depinde de cum ne vom purta în următoarele zile, așa că... Ce crezi? Benny! Ăla e un detector de extraterestri de ultimă generație. Da? Și? Cantina liceului este locul ideal ca să-i testez. Da, și să ni se pună ștampilă de tâmpiți pentru 4 ani. Dă-i încoace, nu, ochelarii. Zic, promis să te controlezi. Păi, mă doare, dar nici un glas nu să... Băieți, hei, sunt aici. Oh, no. Cei trei amici s-au reunit. Aveți cumva niște bani mărunți la voi? Ok, mi-ajunge.
O să stau cât mai departe de voi, că altfel o să ajungă... Și tâmpit! Îți mulțumesc foarte mult! Și uite un exemplar care te face să uiți de tot. Sunt foarte sigur că a mea vei fi. Să-ți beau hemoglobina, ciudat poate fi, dar dragostea noastră va străluci. Sara, așteaptă! Pe unde-i umblat? Ți-am dat mesaje toată dimineața. Ce-i pe tricoul tău? Nu întreba. Hei, ia ghici, am vândut deja 200 de bilete pentru la film. Doar 7 zile. Serios, dacă ar trebui să mai aștept 8 zile în loc de 7, cred că aș înnebuni. Da, și eu. Ai ghiulit la mate azi. Ai stat cu Jesse? Da. Dacă aș avea și eu un iubit ca el, aș trage și eu chiulul. Ce, pe bune? Crezi că ești singura care are voie să încalce regulile? Nu, dar tu ești cu minte. Și tu ești. Nu cred că mai sunt. Note de 10, drăguță cu toată lumea, crede-mă, încă ești. În sfârșit, ți-am păstrat două locuri. Vine și Jesse, da? Nu e un fan al filmului Dusk. Poftim? Cum poți să te vezi cu cineva căruia nu-i place Dusk? Al doilea volum mi-a schimbat viața. Da, știu. Mă lași? Tipa de mai devreme e prietenă cu ea? Cine? Cel mai înrăit fan Dusk? O cheamă Erica, ea e prințesa Leia, iar eu sunt Han Solo. Și știi, poate ea e bona care trebuie să vină de seara. Ok, mai întâi. În niciun caz, tu nu ești Harrison Ford. Eu nu cred că e vorba de ea. Da, așa e. Ar fi mult prea frumos. Mă duc să aflu. Ce? Benny! Așa te vreau, Benny! Taci din gură! Bună, fetelor! Cumva, din întâmplare, o să fii bună diseară la familia Morgan? Da! De ce? Îi știi pe copii? Da! Unul din ei mi-e prieten! Uite-l, e chiar acolo! E cam timid! Ne mai vedem! O, da! Crezi că o să aibă grijă de mine? Taci, n-auzi! Da, mă place! Ce? Mă place! De ce? Ai o bună care e fan Dusk? Fanii ăștia Dusk sunt așa jalnici. Da, tu vorbești. Tu încă dormi în pijamale cu Star Trek pe ele. Dusk are personaje din poveste. Star Trek se bazează pe fizica actuală. Așa e. Dar știi, dacă poveștile îmi vor aduce nevasta pe care mi-o doresc, până la adânci bătrâneți, eu mă bag. Hei, fii atent. Se pare că au găsit niște resturi din elevul dispărut. Resturi? Da, scrie aici că un pic am scorojit. Știi tu, cum e cutia asta cu suc? Eu n-am, frate! Firar, se pare că e deja combinată cu domnul cel mai tare din parcare. M-a chemat cineva din greșeală? Nu pune întrebări, e ridicol. E prea târziu să te răzgândești. Iubesc vampirii. Asta-i ceea ce i-am spus eu. Da, trebuie să plec. Ok? Bine, ne mai vedem? Să trăiască Dusk! Ceva nu-i bine la cursul de actorie. Sper că te voi vedea la film. Sigur vin pe la tine diseară. Super! Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Vin și eu? Nu! Cred că e foarte jenant să ai o bună acum când ești la liceu. Saltare, partener! Nu e așa că e drăguță la fel ca o floare pe un câmp de ciulin? Păi mulțumesc, domnule dragă! Ne ducem la dansuri country! Da, mi-am dat seama. Mama, tată, vroiam să vă zic că ați avut dreptate. Trebuia să o supraveghez pe Jane săptămâna trecută. M-am învățat minte. Așa că puteți să anulați bona și să păstrați banii pentru voi. Ethan, ți-am mai spus, nu te mai las singur cu Jane până nu voi avea încredere în tine. Scuze, băiete, ia e șeriful. Bine, o să stau în camera mea, singur. Frate, a sosit bona aia, drăguță? No, sunt singur în camera mea, protestez. Nu și eu!
cum apare bonaciunea, am și venit la tine. Îți urez baftă. Mi-ai ucis prietena! Ar fi trebuit să ajungă. O, Doamne, m-ai speriat! Aș vrea să-mi cer iertare, n-am fost o prietenă bună în ultima vreme. Da, mi-e dor să stau cu tine, nici nu mai dai mesaje. Lucrurile sunt cam ciudate acum, nu mai pot să... Nu, e ok, cred că înțeleg, nu mai merit să fiu prietena ta de când ești cu Jess. Nu, asta nu e adevărat, pe cuvânt. Atunci ce e? Doar știi că trebuia să organizăm împreună vizionarea filmului. Da, știu, viața mea este un pic mai complicată acum. Ăsta e filmul în care aflăm dacă o mușcă sau nu. Știu, dar e doar un film. Doar un film? O, Doamne, cine ești tu, a? Trebuie să plec, știi că sunt bună în seara asta. Hai că ne mai vedem, trădătoare-o. Erica, ok, bine, așa e, e din cauza lui Jesse, dar nu e ceea ce crezi tu. Păi, vorbim de lup? Salut din nou. Salut, din nou. Doar nu mă eviți, nu-i așa? Oh, ea evită ca multă lume. Haide, de ce ți-e frică? Eu doar am nevoie de timp. Tic, tac. A sunat ceasul. Ți-e teamă că ne va prinde tata? Tu îmi dai curaj. O să te omoare dacă ne găsește. Oh, așa e. În sfârșit, uite, e o petrecere monstruoasă la Jesse mai târziu. Dacă Sara nu vrea să vină, poate vrei tu să vii la chef cu noi. Nu poate, este bon în seara asta. Ba nu, nu sunt. Vin și eu. Erica, nu! Și eu am voie să încalc regulile, iar ele chiar trăcuți. Tu chiar nu înțelegi, okay. Luați-o voi înainte, eu am ceva de vorbit cu Sara. Ai spus că pot să aleg, Jesse. Ai spus că eu decid. Așa e, dar știi, unele decizii trebuie sprijinite. Haide, Sara. Chiar nu simți? Corpul tău știe ce vrea. Norocul meu e că gândesc cu capul. Nu te duci nicăieri. Ai auzit asta? Sună ca o mega confruntare ca unul teraton. Sună super. Sara, de ce te opui? Doar tu ai spus că-ți plac vampirii. Dar n-am spus că vreau să fiu unul. Nu trebuia să faci asta. Parcă o bucată de copac a lovit casa. Stai, stai, dragule, bine. În sfârșit. Bună! Cred că ești Erica. Tu ești Bona, nu? Ce? Nu, e rău, așa că m-a trimis pe mine. Sunt Sara. Poți să intru? Vă rog. Da, sigur. Jane? A sosit buna ta. Bună, sunt Jane. Bună. Pământul către Ethan. Bună. Salut. Îți place revoluția dansului? Nu le-am cu dansul. Sigur ești mai bună decât mine de mii de ori. Perfect, tu ești prima. Ia stai o clipă, scumpo. Sângerezi? Nu-i nimic, m-am împiedicat pe drum. Nici măcar nu doare. Știi ce? O să aduc niște bandaje. Sigur te simți bine? Da, am luat o
prin pădure. Ok, bine. Uite, numărul meu e pe frigider și Jane trebuie să fie în pat cel mai târziu la 8:30. You're a queen bee, you're a queen bee stinger, heartbreaking girl who puts me through the ringer. You're the kind of girl you have to witness. Don't push up to up my fitness. Oh my god. Pa, iubito. Te iubesc. Și eu te iubesc. Noapte bună, iubito. Pa, Ethan. Da, pa. Să vă distrați la rodeo sau ce-o fi ăla. Mersi. I've been known to watch your hips sway down the hallway each and every other day. Probably used to hearing you're a 10 out of 10 every time you pass by a man say, come again? And when you leave, I hit the rewind. Dazzle so bright, you leave me snow blind. Uite bandajele. Și uite și înghețata de ciocolată ascunsă de tata. Jane! Drăguț! Cred că acum suntem kit. Uite. Răspund eu. Nu! Am adus suc, chipsuri și primul sezon din Jurnalul Vampirilor. Cine... Unde este baia? O iei pe hol și apoi la stânga. Frate, nu e tipa de care te-ai ciocnit la școală? Da. Se pare că Erica nu a putut veni și a trimis-o pe ea în loc. Deci, e un fel de bonă de rezervă? Băi, tare! Nu e tare! Ai putea să nu te mai porți ca un tâmpit? O, da. Vorbești un tip care parcă a făcut pe pantaloni, din față. Arată bine, apropo. E doar ciocolată. În fine, să comandăm pizza. E foame. Salut, eu sunt Erica, vrei să rog să mă ascult? Pleacă de lângă tipii ăia. Vreau ca de obicei și să fie extra largi. Casa de lângă e fix 7 și 19. Ai doar 30 de minute sau e gratis? Bagă! Las-o și pe ea un pic singură. Cred că plânge. I-ai spus tu ceva? Du-te și uite-te la televizor, ok? Sunt sigur că e bine. Cauți ceva anume sau ai fi și tu vreun pervers? Nu, adică... Penny! Fii atent, frate, episodul ăsta din Galactica e nou și e în seara asta și iar... Ce s-a întâmplat? Am văzut-o pe Sara. Era în fața oglinzii, dar nu și în oglindă. Ok, stai puțin. Cât aftershave ai băut? Păi, nu glumesc. Reflexia ei era ciudată. Nu e normal, înțelegi? Parcă ar fi... Hei, băieți, voi nu prea aveți nevoie de bonă, nu? Depinde ce înțelegi prin nevoie. Nu, n-avem nevoie. Mamei mele îi place să mă umilească din când în când. Ok, bun. Mă duc după Erica, cred că are probleme. Poate ar trebui să vin și eu, știi, să te apăr? Ascultă-mă, n-ai vrea să ieși în seara asta. Și apoi, folosește-ți mușchii aia ca să te aperi pe tine. Ai văzut și tu asta? Pa, pa, băieți. Wow, frumos. Avem o super tipă lângă noi și tu te găsești să faci pe ciudatul și să o gonești. Foarte bine, chiar sunt impresionat. Ascultă-mă, tocmai am văzut ceva. Ok. Fata nu-i normală. Și o să aflu care-i treaba. Perfect, frate, sub acoperire în misiune. Îmi place, dar... Nu uiți cumva ceva? Da. Ce uiți tu mereu? Oh, mulțumesc, bunico, ne-ai salvat viața. Oricând, dragule. Miroase ciudat. Bă, nu e așa. Miroase frumos. La flori și... Și a molii. Bine, dacă pizza nu ajunge aici în... 26 de minute, să nu plătești nimic, da? Ok. Ne întoarcem imediat, promit. Urăsc să am 8 ani. Ce-s cu chestiile alea? Camere cu infraroșii pentru noapte. N-ai vrea să investighezi un fenomen supranatural, fără echipament adecvat? Bine, dar să fii discret. Deja mă crede un pervers.
Ai zis că nu era nicio reflexie acolo, așa-i? Da. Uite, am o idee. Dacă asta e un fel de publicitate pentru prostia de film Dusk. Dacă asta e o farsă, eu m-am prins deja! Haide, cred că s-a îndreptat spre centru. N-are niciun rost. Am pierdut-o. Îmi trebuie pizza. E pe aici. O simt. Ce? Șt, e ceva acolo pe alee. Modul infraroșu activat. Ce? Benny, ce e? Bine, mă duc să verific. Hai să plecăm. Hai să plecăm chiar acum. De ce? Băi, o să murim. Asta-i părerea ta. Atenție, treceți la bănocul. Viteza luminii. Ajutor, bona mea, un vampir! Mai ții minte, jocul ăla, nivelul 3, planul de bătaie pe care ți l-am trimis? Manevra de scăpare, Alpha Foxford Delta 6, acțiune! Ai ratat manevra. Uneori, eu șterg merule tare. Am înțeles. Mersi. Care e problema voastră? Stai puțin. Dacă ne mănânci, o să ți se facă rău. Dacă vroiam să vă mănânc, aș fi făcut-o până acum. Vezi? O să ne mănânce. Suntem morți. Nu, vreau doar să vorbesc cu voi. Demonul nopții pleacă. Băieți, orice ați văzut, nu e ceea ce pare a fi. Ești un vampir malefic care mănâncă animale și le bea sângele. Bine, e puțin ceea ce pare a fi, dar... Te avertizez! Am mâncat usturoi la prânz și o să-mi folosesc respirația! Vreți să tăceți odată? Sunt o fată normală, ok? Cel puțin am fost până am fost mușcată de fostul meu prieten. Sunt încă un începător, asta până când o să beau sânge uman. Ceea ce eu nu vreau să fac, așa că trebuie să scap de chestia asta până când trupul meu va muri sau... Să nu lasă să se întâmple asta și altora, cum ar fi Erica. Deci ești sigură că nu e vreo reclamă pentru prostia de film Dusk? Aș vrea eu. Haide să plecăm de aici. Nu sunt singurul vampir înfometat. Da, ok. Vă duc acasă și dacă am noroc o să o găsesc și pe Erica, dacă nu e prea târziu. Chiar nu mă așteptam să încep să ies cu Julia și în viața normală. Era foarte mult atracție între ei pe platou. Adică, pe bune, 14 scene de sărutat. A fost doar o chestiune de timp până se devină un cuplu. Wow! Chiar nu-mi pasă. Parola 01. Nu pot să mai aștept câteva zile? Te-am așteptat 80 de ani. Eu n-am știut că... Nu mai face asta! Filmul despre vampirii frumoși care nu vor să mănânce oameni se întoarce în toamna asta. Era și timpul. M-am plictisit. Bunica a dormit acum 5 cântece și are zero chef de dans. Putem, te rog, să ne jucăm acum? Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Să aveți grijă, bine? Și să nu spuneți nimănui despre... știți voi. Da, sigur, am înțeles. Și, oricum, nimeni nu crede ceea ce spune Benny. Băieți, vorbesc serios și orice ați face să nu invitați un vampir în casa voastră. Aici sunteți în siguranță. Înțeles? Mersi. Mamă, ce-a întârziat tipul cu pizza! Bonus! Intră, frate! Oh, cred că o să fie și mai bună acum că e gratis. Scuze, frate, dar de-abia aștept să iau o mușcătură. La fel și eu. E în regulă. Doar joacă un joc. Da, un joc. Cine-mi va spune primul unde e Sara,
va țipa cel mai puțin. O să mă joc și eu? Da! Da, te rog, Jesse s-a săturat să aștepte. Așa că m-a trimis după tine. Până la urmă ești doar un simplu curier, nu-i așa? Măcar eu știu de partea cui sunt. Începătoare-o. Ok, pot să iau o felie în timp ce voi vă jigniți între voi? Penny, ce? Dacă asta e ultima mea masă, vreau să fiu o pizza rusticană. Corect! Pizza rusticană? Cu extra... usturoi! Ți-am făcut-o! Hai, hai, hai! Haide! Nu cred că Sara câștigă. Normal că nu câștigă. Nu e încă vampir. Ea-i un vampir? De ce se poartă tipul cu pizza în halul ăsta? E doar supărat că nu l-am plătit. O să-i treacă. Îi sun pe mami și pe tati. Nu face. Trebuie să ai încredere în mine acum. O să-mi faci patul toată luna. S-a făcut? Mulțumesc. Vine cineva, hai, ia patul. Lăsați-mă să intru. Ce s-a întâmplat? Unde? Să zicem că i-am făcut cunoștință cu niște argintărie. Ce putem folosi ca arme? Știu și eu. Ce zici de asta? Un trofeu de olimpiadă? Măcar are vârf. Ia, stai. Să facem o suliță din asta. Nu. Frate, are autograf pe ea. Al cui? Ryan Seacrest? Serios? Viața și moartea devin confuze când ești îndrăgostită de o creatură a nopții. Tot ce-ți dorești este... Astea-s perfecte! Ascuțite și de lemn. Așa e dacă ne luptăm cu veverițe vampiri. Băieți, bine, repede! Ți-a mai spus cineva până acum că ești o bonă groasnică? E prima oară! Nu răspunde! Au, Sara! Alo? Bună, Ethan? Da, bună, dragule, sunt eu, mama. Bună, mama! Da, bună, auzi, dragă, poți să-mi o dai pe bonă? Nu prea poate să vorbească acum, dar... Ethan, nu e momentul potrivit să mă contrazici. Poți să-mi dai la telefon? Bine. Alo? Bună, eu sunt. Uite, o să întârziem puțin diseară. Mi-am lovit soțul în cap și trebuie să stai. Ce e cu zgomotul ăla? Se joacă un joc video. Lasă-mă să intru. Hei, băieți, mai încet. Bine, știu că am spus că vom ajunge acasă la 10, dar pot să mai rămâi o oră sau două? Da, sigur, e în regulă. Ne vedem. Un trofeu de olimpiadă? Bine, o fi o bună jalnică. Dar asta a fost tare! Ce? Asta? Asta e un flac. E uimitor că poate dormi acum. Da, bunica are o putere magică. Când aveam 6 ani și mi-era frică de roboți... Interesant! Uite, dacă ajung la Jesse înainte de miezul nopții, o pot salva încă pe Erica. Deci, tipul cu pizza e mort, așa-i? Nu-i mort, nu, e într-un fel de depozit al sufletelor, dar nu se va mai întoarce aici. Felia asta a scăpat. Ok, vă rog să rămâneți înăuntru, bine? Salut-o pe Erica.
Ține-mi felia. Crezi că merită să răspund? De ce nu? Benny, ce faci? Ce faci? Ce faci? Sunteți jalnici, asta faceți. Dacă eu sunt jalnic, cum de mă relaxez la cea mai tare petrecere din oraș? A? Stai, am ratat încă întâlnirea băieților? Nu, frate, o petrecere! E la o vilă enormă și toți cei de aici sunt în ultimul an! Inclusiv fetele! Hei, frumoasă! Îți place ce vezi? Băieți, petrecerea asta e mega beton! Cum ai intrat acolo? Niște tipi de la sala de jocuri m-au întrebat dacă vreau să merg. Oh, și Benny? Bona ta e și aici și arată foarte tare! Și să vezi cu ce puicuțe bune dansează bona ta! Rory, tipii de acolo sunt de la cursul de actorie? Unii dintre ei. Oh, și fiți atenți, o să fie și un bufet la miezul nopții. Rory, ascultă-mă puțin, ok? Vrem ca tu să... Scuze, trebuie să plec. Trenulețul! Da! Oh, nu spune. Nu, că dacă o spui, trebuie să merg după țăcănitul ăla și eu unul nu am chef să sparg o petrecere de vampiri. Crede-mă. Pe bune acum. E prietenul nostru. Ah, da, bine, merge. Perfect. Dar nu merg pe jos. Am cheile, selectez poziția N pentru că nu vrem să facem gălăgie, corect? Ok. Ce-s chestiile alea? Ah, neoanele de rezervă pentru solarul bunicii. Îi place să fie bronzată. Am văzut-o ieșind acolo. Nu mi-a căzut bine. În sfârșit, haide. Da, o clipă. Am o idee. Mai ții minte anul trecut când ne-am îmbrăcat în Jedi? Aduc sculele de la tata. Scuze-ne, fetița, dar știi unde e petrecerea vampirilor? Bine, eu mă port aiurea pentru că am fost mușcată. Voi ce motiv aveți? Așa, voi rămâneți în mașină, e clar? În niciun caz, tu... Ba da, mă întorc cât de repede pot cu Erica și prietenul vostru, da? Pă bune, am putea să... Am înțeles. Eu chiar vreau să stau în mașină, deci mie încă vine. Haide, nu putem lăsa singură. Hei, hei, ușor cu bluza. Opa! Ia uite cine a apărut în sfârșit. Se pare că West te-a convins, a? O, da, chiar mi-a mers direct la inimă. De fapt, vreau să vorbesc cu Erica. Singură. Deci, ai găsit timp și pentru mine? Nu, nu, nu-i nimic. Chiar te rog, mă duc după Jesse. Chiar se va bucura să te vadă. Haide, nu ești în siguranță. Trebuie să pleci de aici acum. Parcă ai fi maică mea. Stai liniștită, petrecăreață-o. E ca și cum aș avea de când să fac vreo prostie. Și mai mult, nimeni nu a băut nimic. Nu încă. Uite niște vampirițe bune, chiar în față. Mai ții minte că ar trebui să-l căutăm pe Rory? Nu, ar trebui să stăm în mașină. Dacă tot voi muri, voi muri bogat. Cu imagini cu vampiri. Din cauza ta ne vor prinde. Panu, în camera aia încoace. Ți-e stremură mâinile. Panu, lasă-o. Era coadă mare la Buddha. Așa că am făcut aici. Ce bine e să fiu un vampir, nu-i așa? Ce te faci? Mă trecor pe la fel. Da. Dacă n-aș fi făcut, cred că aș fi murit. Da. Iar! Ați făcut pipi împreună? Frate!
Uite, știu că o să sune aiurea. Acum câteva săptămâni am fost mușcată de un vampir și acum sunt începătoare. Wow! Tu chiar te aștepți ca eu să cred asta? Îți jur, și dacă nu plecăm acum, nu mai scăpăm niciodată. Bine, parcă ai face parte din filmul Dusk. Să fie mort eu pe ton, corect? Creatura ale nopții, ce fac? Ok, nu exagera acum. Să-i găsim pe Rory și pe Sara și să plecăm de aici. Ei, frumoasă, arăți ca un colț de rai, iubito. Haide. Bine, o să-ți demonstrez. Uite-o. Știam că fata mea se va răzgândi. De fapt, noi tocmai plecam. Nu. O să pierzi ce e mai important. Nu e o simplă petrecere. Mai rămâi. Ce? Este, cum să zic, știu că toți de aici sunt vampiri, dar suntem în sfârșit la o petrecere. Vrei să dansezi, nu-i așa? Doar un dans, promit. Și tu vrei? Crank the bass to the maximum to get your eardrum drumming like boom, boom, boom. Just wait till this beat controls ya. Get up and do like I told ya. Everyone within a mile away can hear the bass bump bumping till the break of day. And every vibe that shines gets amplified. 'Cause we got tonight. What? We've been waiting all year and now tonight's the night. Yeah. Okay. Rory. Unde ar putea fi Rory? Ce faci? Rory, am fost cu o fată moartă după mine. Mi-a lăsat și un mic tatuaj și a dat seama de calitățile mele. Rory, trebuie să plecăm. Ce? În niciun caz, mai stăm. Petrecerea e marfă. Ok, gata, l-am luat. Acum să plecăm cât mai putem. N-avem cum să plecăm fără Sara. Bine, cuvintele, stați în mașină, îți spun ceva? Mie îmi spun? Foarte clar. Uite-o. Uite-o acolo. Da, tipul ciudat, știi? Preocupat să facă niște chestii care nu au legătură cu noi cei nemorți. Înțelegi ce spun? Așa că, hai. Vreau să știu ce plănuiesc. Să aveți răbdare, hm? În doar câteva zile ne vom răzbuna. Și mai mult, orașul ăsta va fi al nostru. Dar profeția nu se va adeveri până nu ne atingem ținta. 219. Suflet pentru suflet. Jalnic, unde-i formația? Eu vreau doar să... O să fie o noapte incredibilă. De parcă ar face parte din film. Film, șpilm. Rory are nevoie de hrană. Bine, gata cu vorba. Ne-e foame, luna este plină. Să mâncăm. Trebuie să mâncăm. Rapid. Haide, de acum devine interesant. E închis. Wow, wow! Unde vă grăbiți, fetelor? Ați picat exact la masă. Tare, ce e în meniu? Noi! Meniul suntem noi! Au! Nu arată delicioși? Lasă-i, nu pe ei, cunosc pe copiii ăștia! Eu sunt bona lor! Păi, îmi pare rău, dar... Stai! Încă mai aveți nevoie de bona? Nu! El! El are nevoie de bona! Ba nu e așa. Deci, de ce mai exact ai nevoie de o bonă? Nimeni de aici nu are nevoie de o bonă, e clar? Pentru că e un vampir, chiar trebuie să fie așa de țăran? Mă lași. Stai. Inițierile se fac conform tradiției. Începătorii beau mai întâi. Auzi cum bate inima aia? E sunetul unei noi luni care te așteaptă, unde nu vei îmbătrâni, nu vei muri, o mușcătură și a ta. Sara, nu!
Fetelor, nu trebuie să vă bateți pe mine. Stați deoparte, pe bune! Sara, serios acum, unde te poți duce? Veni! Haide! Foarte morți! E ok! Trebuie doar să o găsim pe Sara! Nu! Ea ne-a lăsat baltă! Nu-ți faci joc de mine! După ei, băieți! Să mergem! Să te văd! Ne trebuie orice forță! Soarele! De fapt, este o radiație ultravioletă asemănătoare cu soarele! Nu se poate! Merge! Asta-i foarte tare! Bunicii îi place bronzul! Astea sunt de la solarul bunicii! Sunteți cei mai ciudați stocilari! Forța fie cu tine, tinere Padawan! Așa ești Padawan, eu sunt Jedi! Da, sigur! Eu sunt maestrul Jedi! Bun, acum putem să fugim la mașină! Hai! Mișcă! Haide, haide! Hai să mergem, să haide! Mergem. Pornește, pornește! Hai, hai, pornește! Da. Nu fugi de mine! I-am dat sare un pic mai mult pentru că a stat până târziu. Bietu tati, s-a băgat deja în pat. Exact ca luna de miere. E o poveste lungă. Sara a spus că ai ceva important de spus. Tu și cu Benny v-ați jucat iarăși de-al laserele? Da. Ne-am jucat. Ethan, data viitoare când mai vine Sara o să-i spun să nu mai tolereze astfel de prostii de ale voastre. Ai înțeles ce ți-am spus? Da. E totul limpede. E de la jocurile video. Da, și de la muzica rap. Mersi, mamă. Bine. Trecem pat. Băieți! Ce faceți? Rory, ești... Am crezut că ai murit. Tot ce știu e că după petrecere m-am trezit simțindu-mă incredibil. Fără asta nu mai îmi trebuie ochelari și nici nu mai am nevoie de somn. Singura problemă e soarele. Mă cam deranjează. Și tu ești un începător? Ce? Nu! Sunt un vampir cu forțe de pline, frate. Cu V mare. Ați spus cumva ce tare? Poftim? Tu ai băut sânge uman? Au spus că dacă nu beau o să mor. Toți de acolo au făcut asta. Tu ai vreo oarecare idee despre ce ți-ai făcut? Sunt nemuritor și super puternic. Ciao! Scuze, trebuie să mă duc la biserică. Biserică? Vampirii nu merg la biserică. Jesse spune că trebuie. Face pe șeful. O tădă cu bla bla profeție și bla bla că trebuie să găsim cucuie în mandibus. Cucuie în mandibus? Despre ce vorbești? Habar n-am. Cam așa sunea ce spunea. În sfârșit, ne întâlnim mai târziu. Sau încolțim. Zing! Haide, ia-ți rucsacul. Noi doi mergem la biserică. Ce? Este pentru mătușa mea. Nu a ajuns la slujbă. A luat gripa porcină belgiană și altele. Și Ebola. În fine, am plecat. Doamne ajută. Da. Uite, sunt acolo. Uite-te la ei, cu glut și ochelari. Super tare. Dacă ai fi bună. Fost... Arăți bine. Ce cauți tu aici? Ce căutați și voi? Îi urmăresc pe ei. Aș vrea să știu ce au în plan.
Păi, dacă ne luăm după Rory, ei caută Cucuien Mandibus. Cucuien Mandibus? Te referi la Cubile Animus? L-am auzit pe Jesse vorbind despre asta. Cred că e în latină sau cine știe. Wikipedia spune Cubile Animus înseamnă în latină cuibul sufletelor. Cred că tocmai l-am văzut. E o cutie mică cu inscripționări pe ea. O cutie? La fel ca aia? Cubile Animus. Super! Un cuib al sufletelor. Și o să glocească ceva acolo? Trebuie să-i oprim. Ha. Avem o rezervă proaspătă de suc antivampir. Ce naiba! Haide! Și care e chestia cu viziunile? Le ai des? Nu. Au apărut de când ai venit tu. E un fel de ușă care se deschide către o altă dimensiune. Cred că se întâmplă când te ating. Uite. Bună încercare, Casanova. Nu poți da vina pe el că încearcă. Dar poate am și eu o viziune dacă aș... Termină! Scuze. Tu nu ai viziuni. Și dacă mai văd mâna aia odată, o voi considera gustare. Deci, Jesse nu ți-a spus ce e cu profeția? Sau cu 219? Eu sunt doar o începătoare. Nu i-ar spune decât unui vampir complet. Nu-i niciun atât de prost încât să ne spună. Păi, unul chiar este. Iar eu am numărul lui. Bună. Scuze că întrerup. Doar trec să iau niște chestii. Mamă. Da. Tu ai văzut lucruri? Adică lucruri care nu sunt? Vorbim cumva despre droguri? Nu, ca o viziune. Sau imagini ciudate care apar? Nu, nu prea cred, scumpule. Bine. Dar a fost o întâmplare. Obișnuiam să te adorm când erai copil mic. Într-o noapte am văzut o imagine cu tine. Erai deja adult și erai puternic și isteț și civilizat. Și am știut atunci că vei face lucruri mari într-o zi. Mersi, mamă. Dar cred că știi că dacă pui mâna pe droguri, eu și cu tatăl tău va trebui să te omorâm. Da, am înțeles. Ok. Oh, uite, cine a venit? Hei, am adus cartea cea pe care ai zis că vrei să-ți o împrumut? Da, cartea, așa e. Wow, nu că drăguț! Mersi. Copiii de-abia așteaptă să le fii bună din nou. Mamă? Se pare că s-a descurcat. Mamă! Bine, eu o să vă cam las atunci. Singuri. Dacă aveți poftă, avem lapte și biscuiți în bucătărie. Bine. Asta a fost umilitor. Te simți bine? Da, doar că mi-e foame rău. O să mă duc în oraș mai târziu să mănânc ceva. A, încă un șobolan. N-aș putea face asta. Știu, da? E atât de scârbos. Și foamea asta devine și mai mare. Un începător are doar 28 de zile să bea sânge uman sau trupul lui moare. Serios? E adevărat? Aflu într-o săptămână, dar nu va conta dacă nu-l vom opri pe Jesse și pe ceilalți. Dar am găsit cartea asta care ne-ar putea ajuta. Știu că n-o să crezi, dar nu orice cauți, e pe net. Să vedem. Istoria orașului Capela Albă, 1894. Orașul Capela Albă era cunoscut într-o vreme ca Biserica Neagră și a fost fondat în 1909 de preotul Horace Black.
Ucenicii lui Black prădau localnicii până în noaptea unei eclipse de lună, atunci când o mulțime furioasă i-au prins pe toți la locul lor de cult și i-au incendiat. 219 persoane au murit, iar rămășițele lor au fost îngropate într-un mormânt nemarcat. În anul următor, orașul a fost renăscut ca și capela albă. Ce a fost asta, încă o viziune? Da, dar s-a oprit. Parcă mai trebuia să fie ceva. Mai era ceva. Ceva important. Vreau să mă atingi din nou. Sper că nu-i doar o replică de agățat. Doar, te rog. Ok, cartea nu spune un lucru important. Preotul Black e Jesse. Nu, deci de aia 219 e ținta. Da. Și cubile Animus o să-l ajute să o atingă. Ce faceți? E oare o pasăre? Un avion? Nu, e Super Rory. Au! Ce-a fost asta? Trebuie să fii invitat înăuntru, geniule. Jesse nu ne spune nimic. Deci pot să intru? Da, doar dacă promiți că nu ești interesat de sânge, ok? Frate, gura mea, pe gâtul tău. Stai. Rory, vrem să ne ajut să ne spui ce plănuiește Jesse. El nu e un simplu elev. E liderul unui cult și are peste 200 de ani și dacă... Cât de tare! Să vezi când o să-i spun! Rory, nu! El știe asta deja, da? Și nu e tare deloc. Dacă nu oprim noi, mulți oameni vor muri. Inclusiv noi. Wow, e nasol să nu fii nemuritor. Planul lui are legătură cu o profeție. Poate te uiți la el în bibliotecă? Da, adu detalii. Repede, da? Și află ce-i cubile Animus și pentru ce e. Bine, asta m-a dezamăgit. E o cutie veche și ruginită. Dar Jesse era fericit, deci... Ethan, la masă de să nu te vadă aici. Bine, trebuie să o ștergi. Acum! Ethan? Eu tocmai plecam. Vreți să vin să am grijă de ei vineri? Da, sigur, ar fi minunat. Wow, ai multă putere pentru o persoană atât de mică. Arăți un pic cam subnutrită. Ce ți s-a întâmplat? Știi și tu, cel mai tare lucru. Nu e prea târziu. Hai și tu. Și o să fim cele mai bune prietene pe veci. Niciodată. Să știi că faci greșeala vieții tale. Sau a cea mai rămas din ea. Nu că-i drăguț? Cred că încă mai simte ceva pentru tine. Am eu ceva pentru amândoi. Și e făcut din lemn și e foarte ascuțit. Sara, ai fost înlocuit. Oh, sper că vii la premiera filmului Das. Așa e, prietena? E de la Rory. L-am găsit în cutia poștală dimineață. Salut, băieți! Vă vine să credeți? O grămadă de cărți și nici măcar o bandă desenată. Nici X-Men, nici măcar Hulk. Haide, concentrează-te, frate, te rog. Ok, eu cred că am găsit ceea ce căutați. Ia auziți. Un cuib de îngeri e o sămânță acum. Suflet pentru suflet, armata neagră-i pe drum. Sub luna negrită, moartea încolțit. Fructul răului e sub pomul ponosit. Wow, versuri bune de heavy metal. Un cuib de îngeri e o sămânță acum. Bum, cicicion, cicion, cicion. Suflet pentru suflet, armata neagră pe drum. Bum, cicicion, cicicion, cicicion. Urăsc poezia. Nu are niciun sens. Care? Cuib de înger. Șt. Cubile Animus. Cuib de suflete. L-au găsit lângă statuia îngerului din cimitir, mai ții minte? Da.
dar eu o sămânță acum? Cutia a fost îngropată în pământ, ca o sămânță, cred. Bine. Armata neagră? Ce? Ușor. Ucenicii preotului Black. Oh. Deci de-aia e tu note mai bune decât mine la literatură. Da. De-aia și pentru că nu-i spun profesorului care o față de fund. Punct, ok. Mai e încă un fișier video. Dragostea noastră va străluci? Sunt foarte sigur că a mea vei fi. Să-ți beau hemoglobina, ciudat poate fi, dar dragostea noastră va străluci. Ce căuta asta aici? Te implor, mușcă-mă! Stai! Ce a zis poemul despre luna neagră? Nu știu. Asta e. Diseară eclipsă de lună și la premieră vor fi mai mult de 200 de elevi. 219 suflete. Nu, nu spune asta. Nu o spune. Bună, ce-am pierdut? Cea mai nasoală veste de până acum. Trebuie să mergem la Dusk 3. Ce-i intimitate? Ce-a pățit aruncătorul tău? Ce? Te rog, lasă-le jos, ok? E pentru un proiect. Pentru școală. Uite, știi cam cum se face. Ori îmi spui mie, ori îi spun mamei ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Absolut tot. Bine. Eu și cu Benny mergem să vedem filmul ăla cu vampiri. Și nu, tu nu mergi. E după ora ta de somn și e cu acordul părinților. Deci o să mă las iar cu bunica lui Benny? În niciun caz! Haide, Jane, ajută-mă și tu! Ce faceți? A venit Sara. Wow, mami, ce drăguț arăți! Mulțumesc, cumpă! Aia e pentru școală? Oh, da! Da! Bine! Eu ascult! Sper să merite! Spăl vasele o lună, îți fac tema la mate și... O să mă joc revoluția dansului cu tine. Wow, înseamnă că e serioasă. Nici nu-ți dai seama. Deci, de acord? De acord, plus 20 de dolari. Ce? Mama! Ok, ok, wow, ce rea ești. Tata zice că sunt descurcăreață. Stai, mami, să te pup de noapte bună. Să țin minte. Să nu subestimezi vampirii și fetițele de 8 ani. Hei, Jane! Ne întoarcem repede, da? Dacă nu o să fim subți de tot. Ce? Ia. Nimic! Benny speră doar să nu plângă la filmul ăsta pentru că e mai fricos. Drăguț. În fine. Ne vedem, bunico! O, stați! Am ceva pentru voi, băieți. Oh, nu, bunico. Chiar trebuie să plecăm. Am mâncat deja. Nu cred că avem nevoie de... cuțite decorative. Dacă o să vă bateți cu mâncătorii de sânge, aveți nevoie de astea. Wow! De unde ești tu astea? Stai și tu vreo 100 de ani în orașul ăsta și o să vezi și tu. Oh, și asta. Vedeți, am însemnat câteva vrăji pentru voi, dar să fiți atenți. Nu fac întotdeauna ceea ce-ți dorești să facă dacă nu le-ați mai practicat. Ești o vrăjitoare? O, Doamne, nu! Nu vrăjitoare, scumpo! Sunt preoteasa pământului, ceva diferit, dar mult mai amuzant. Nico! Bunica lui Benny? E tare!
Deci, tu ești... Da. Cum? Păi, n-am vrut să spun înainte să fii pregătit. M-am temut să nu te sperii. De-aia ești tu atras de lucrurile astea greu de explicat. Ai toate datele unui vrăjitor de mâna întâi. Și Ethan este un clar văzător. Asta-i calea lui. Sunt un vrăjitor. Stai, ce? Un clar văzător? Păi, nu e așa că ai viziuni? Ar trebui să înceapă la pubertate. Bunico! O, bine. Bun, uite, ia cheile mele. Și țineți minte, răul e mereu un dezavantaj. Pământul e bun. Luptați de partea binelui. În regulă, mergem. Și dacă îmi zgârii mașina, te transform într-o broască. Cred că acest Cubile Animus funcționează ca un fel de aspirator de suflete. Jesse va încerca să captureze 219 suflete. Apoi, nu știu, le va da la schimb cumva pentru ucenicii lui. Suflet pentru suflet, e atât de malefic. Nu pot să cred că primul sărut a fost cu el. Cu el ai avut primul sărut? Dar ai 17 ani. Adică ești drăguță, vreau să zic că... Știu și eu, cred că am vrut ca primul meu sărut să fie de neuitat. Misiune îndeplinită, a? Bunica a uitat să-mi spună că nu este în engleză cartea asta. Asta e. Erica și cu mine am invitat toți elevii la premiera asta. Wow, asta e chiar nasol. Tu vezi de cartea ta magică, da? Cel de la intrare pare unul dintre ei. Crezi că ne va recunoaște? E ok. Cred că știu o altă cale de intrat. Îmi dai voie? Au, bine? Să înceapă petrecerea. Da, știți ceva? Dacă nu greșesc cumva, aici este o vrajă care poate face toți vampirii să dispară. Deci, perfect. Fairabet Santanteum Neofetise. A venit timpul să ne răzbunăm strămoșii. E foarte plictisitor. Când o să gustăm niște sânge proaspăt? Mi-e foame. Răbdare, Sufletele și apoi sângele, da? Cei 219 invitați au sosit și sufletele lor sunt pregătite să fie luate. Știți ce aveți de făcut? Hai să mergem. Doar în seara asta popcorn cu un usturoi. Hei, cu ce te servesc? Nu, eu... la naiba. Dă-mi un pachet jumbo extra laș de popcorn cu extra sare, extra unt și extra popcorn. Viața e scurtă, așa-i? Bun venit! La premiera filmului Dusk 3, Nemușcata. Dacă ați ști ce v-am pregătit, cred că veți muri. Dar mai întâi, să nu uităm de tombolă. Și avem un câștigător, biletul 205. O, Doamne, e al meu! E, e al meu! Ai câștigat ce își dorește orice fan Dusk? Asta. Wow! La premieră la Dusk 2 nu au dat decât niște tricouri. Avem unul? Ne mai trebuie 218. Fuck!
Rămâneți pe scaune, nu-i niciun motiv de panică. Nu mă pricep. Wow! Asta a fost chiar... Wow! Mă fac și eu! Da. Mult mai tare decât bateriile! Wow. Ei, ce sunteți? Vrăjiți așa! Folosește forța! Tricouri Star Wars originale! Asta e foarte tare! Păstrează! Trage în orice are colți! Galactic? Ești un fan Galactica? Normal, sezonul 3 e beton, frate! Sezonul 4 e beton și ăsta nu e un cuțit, e un pumnal! Mersi, bunica lui Benny! Ethan, salut! Wow, ai grijă la jachetă! Scuze, n-ar trebui să te duci după Jesse și cuțuța lui? Încerc, dar... dar sunt un pic ocupat. Tare! Acum du-te! Și Rory, lasă oamenii în pace. Renunț, promit. Crezi că vor face și un plasture pentru vampiri? Țeapă! Să te porți așa cu familia ta. Asta nu e familia mea. Nu-ți dai seama că nu e bine? Nu asta e ceea ce trebuia să ajungi. Asta e ce am vrut să fiu. Toată viața am fost dată la o parte, hărțuită, bagiocorită. Până aici. Chiar nu vreau să te rănesc, Sara. Dar nu am de ales. Să știi că nu renunț la tine. Hei, las-o în pace. Va trebui să mă omor. E numai a ta, iubi. Libertate! Un fraier tupeis rămâne tot fraier. Nu te mișca! Nu glumesc! A, da? Sau ce? Sau... asta! Ok, acum veți muri amândoi. Nu te apropia! Primește flacăra invincibilității! Asta e planul de serios? Știi că nouă nu ne e frică de foc, da? Documentează-te și tu cât de cât. Începe peste o minute și trebuie să-l găsim pe Jesse. Ia mașina. Eu nu mai pot.
iar foamea e și mai puternică. Trebuie să vii cu noi, trebuie să-l oprim pe Jesse. Duceți-vă! Acum! Haide, veni! Jesse, va duce sufletele către mormântul ucenicilor lui, așa-i? Unde e asta? Da, mi-am găsit dragostea la bar, prietene. Benny, bine, profeția spune... moartea încolțit, fructul răului e sub pomul ponosit. Ok, pomul ponosit. Benny? Nu știu. Ia că dat adresa mea, strada Livezii numărul 53. Sună-mă oricând. Copacul ăla, copacul din viziunea mea. Știu copacul ăla. Nu e posibil. Veni? Veni. O sun pe bunica ta să vină să dea, okay? Ok? Bine. Mai avem 4 minute ca să salvăm lumea. Fii tare, mă auzi? Nu suport copacul ăsta. E ciudat cum au numit ei străzile cu numele a ceea ce au dărâmat. Aici a fost o livadă. Unul din locurile preferate până când strămoșii voștri cretini mi-au ars armata. Da, băi, singura greșeală a fost că nu i-au ars pe toți. Din cauza ta am ratat ținta. Așa că restul ucenicilor mai trebuie să aștepte puțin, dar nu-i nimic. Am destule suflete strânse aici cu care voi resuscita câteva zeci de vampiri dintre cei mai puternici. Și tu ai onoarea de a fi prima lor gustare din această noapte. Păi să nu mai așteptăm, pentru că te vei revedea cu armata ta imediat. Dar nu în lumea asta. Ce ciudat! L-am cunoscut pe bunicul bunicului tău. Și el era un fraier. Scuze, frate! Ora reînvierii a sosit! Frați, surori, ridicați-vă! Hei, ți-am luat cutia cu prieteni. Iar eu-s cumpata bună. Sincer, e bună lui Jane. Dăm cutia cu Bile Animus, sufletele trebuie transferate. Sara, hai dă-i odată. Ce-am putea să facem noi cu prostia asta? Să o vindem pe net? Acum, dăm cutia sau ea va muri. Ethan, nu, n-o face. Alno, altras, alno, gatram. Știi? Uite scutia. Dar nu și ce e înăuntru. L-ai stricat premiera. Descurcă-te cu ei. Nu! 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 Ce ai făcut? Cred că te-ai întâlnit cu ăsta. Bună! V-ați întors! V-ați distrat? Da, chiar ne-am distrat. Doar că vezi tu... Știi ce se spune despre karma? Tu ce ai făcut? Ai avut probleme? Nu prea. A fost o seară moartă. Nu, nu. Aș vrea să vă rog să nu mai repetați acele zvonuri stupide despre atacurile din teatru. În primul rând, fanii genului cu vampiri au imaginație bogată. Și în al doilea rând, am spus deja că acești ochelari 3D pot fi cauza unor efecte adverse neurologice. Așa ceva nu se va mai întâmpla că sunt eu director. Vorbesc serios. Ochelarii 3D de vină? Cine e atât de naiv încât să creadă asta?
Vorbim despre Fanny Dusk, nu uitați. Ah, oricum, orașul a scăpat? Jesse s-a alăturat ucenicilor? Totul e în ordine, nu-i așa? Da. Tu nu mai ești pe moarte, nu-i așa? Adică, trupul tău pare că se simte foarte bine. Mersi, păi bunica lui Benny reușește să facă un sânge uman groaznic. Da, și mi-a găsit cartea cu vrăji. Salut, băieți! Una. Totul pare că e în regulă. Hai în clasă. Bună idee. Hai, hai, gata. Șmecheria cu vrăjile e că trebuie să le spui ca un klingonian sau ca un, știi tu, ca un romulan sau chiar ca un ciclon. Veni, din gură! Scuze. Dublaj realizat în studiourile Ager Film. Au dublat Raul Stănulescu, Vlad Constantinescu, Tamara Roman, Tudor Dobrescu, Alina Teianu, Cristi Neacșu, Andreea Bibiri, Andreea Prosi, Ioara Efrim, Cosmin Dominte, Sorin Medeleni, Adina Lucaciu, Viorel Ionescu, Bebe Bordean, Isabela Neamțu, Monica Pricom, Gabriela Valentin, Tiron Valentino. Regia de dublaj și adaptarea Florian Ghimpu. Sunet Dan Tache. Versiunea în limba română produsă de Disney Character Voices International. She's the girl next door.